35 de miliarde a fost suma care a reprezentat datoriile pe care le aveau agenții economici și asociațiile de locatari proprietari la începutul anului 2015 la edilul CGA. Cu tot efortul făcut de societatea furnizoare de servicii apă și canal, sumele restante nu au fost recuperate. Între timp, restanțele abonaților au crescut, ajungând ca la începutul lunii iunie, suma datorată de consumatori să se ridice la peste 39 de miliarde de lei vechi, rezultând astfel o creștere de peste 1,5 miliarde de lei. Cele mai mari probleme le creează asociațiile de proprietari locatari, ce au acumulat peste 2 miliarde de datorii. În vizor se află asociația numărul 17 cu datorii de 207.769 de lei. Asociația numărul 39 cu suma de 82.300 de lei, asociația numărul 20 cu restanțe de 59.162 de lei și asociația numărul 59 cu un debit de 47.779 de lei. SECE Edilu are de încasat de la abonați pentru serviciile prestate cu factura lunii curente, lunii iunie, suma de 39 de miliarde 800 de milioane lei vechi. Pe categorii de abonați, pe primul loc în topul roplanicilor se găsesc asociațiile de locatari proprietari cu suma de 21 de miliarde 574 de milioane lei vechi. Și în această săptămână se va trece la asistarea serviciilor la asociațiile de locatari din municipiul Câmpul Lung, astfel, la asociația de locatari numărul 13 din cartierul Vișoi, pentru suma de 55.973 lei noi, începând cu data de 8-a-6-a, se vor sista servicii, adică nu se va mai furniza apă potabilă, nu se va mai ridica groiul menajer și nu va se mai prelua, se va prelua canalizarea menajeră. Asociația 13 din cartierul Vișoi este formată din blocul 7 din cartierul Vișoi. O altă asociație cu probleme este asociația numărul 14 din Vișoi, formată din blocul 8 și blocul 17 scara C, care pentru suma de 183.055, deci aproape 2 miliarde datorie lei vechi, vor fi sistate serviciile și la blocurile din această asociație, adică la blocul 8 și blocul 17 scara C, începând cu data de 8-6-2015, adică în cursul acestei săptămâni. În această situație delicată se găsește și asociația 24 din Vișoi, formată din blocurile C7, C8, C9, C10, D31, C12, C11, D33A, D33B și D30 și blocul B5 și blocul C14 bis. Și la această asociație, în cursul acestei săptămâni, se vor sista serviciile prestate către SECE Edilu pentru suma de 81.153 lei noi, începând cu data de 08.06.2015. Și în sfârșit, și Asociația RO 2010 din Vișoi este în aceeași situație de sistarea serviciilor. Această asociație fac parte blocurile 21, 22, 24, 26, 27 din cartierul Vișoi, la care în cursul acestei săptămâni vor fi sistate serviciile pentru suma de 207.589 lei noi, deci, cu regret spun, peste 2 miliarde de lei vechi. Toate aceste asociații, începând din această săptămână, vor rămâne fără apă potabilă și nu va mai fi ridicat gunoiul menajer până la achitarea parțială a sumei restante. Dacă în urma sistării serviciului de apă canal datornicii nu își vor plăti o parte din restanțe, societatea Edilul CGA îi va acționa în judecată.